Astăzi vremea va deveni caniculară după amiaza în cea mai mare parte a țării, iar indicele temperatură umezeală se va situa în general peste pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea și sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 32 și 39 de grade, mai coborâte doar pe litoral, spre 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiuni și 24-26 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În capitală, vremea va deveni caniculară după amiaza, când și disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade. La munte, vremea se va menține caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La mare, vremea va fi călduroasă, cu maxime cuprinse între 29 și 32 de grade și minime între 21 și 25 de grade. Disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi senin, iar vântul va avea intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.